găsit, dragii mei, bine ați venit sau ați revenit aici pe canal. După cum ați putut vedea și din titlul clipului de astăzi, m-am gândit să filmez ceva pentru voi, pentru aceia dintre voi care, din cauza conflictelor din Ucraina, din cauza acestei tensiuni care domină aceste zile, din păcate, vă aflați într-un reading slump sau pur și simplu nu știți ce să citiți, astfel încât să nu vă accentuați cumva această stare. Din fericire, pe mine nu m-a afectat la acest nivel conflictul de dincolo de granițe, dar am văzut că mulți cititori pasionați nu mai pot citi în aceste zile pentru că nu se pot concentra. Și atunci am zis să aleg câteva cărți care n-au de-a face cu acest gen de tensiuni, care n-au de-a face poate cu conflicte, cu răni, fie ele și emoționale, ci să alegem câteva cărți care să ne ducă așa într-o altă lume. Și chiar dacă vom avea de-a face aici și cu ceva thriller, veți vedea că am ales câteva cărți care totuși au și ceva amuzant în ele sau au cumva puterea de a te transpune într-o altă lume, într-o lume fantastică, astfel încât să uiți de realitatea zilelor noastre. Bineînțeles că nu am ales nimic care să aibă legătură cu lagărele, cu regimul nazist, cu războaie și așa mai departe, pentru că tocmai asta vrem să evităm, dar veți vedea imediat ce am ales. Sunt 13 cărți la număr, asta ca să fie cu noroc și nu cu ghinion, și despre majoritatea de aici v-am vorbit deja pe canal, așa că dacă veți avea curiozitatea să le descoperiți un pic mai pe larg, vă invit să căutați clipurile la mine pe canal. Aici doar voi enumera cărțile, vi le voi prezenta pe foarte scurt, astfel încât să vă faceți o idee cât de cât despre ele. Avem și istorie, avem și un strop de dragoste, avem și distopii, avem tot soiul de cărți, astfel încât să vă puteți alege ceea ce vi se potrivește. Avem și cărți mai scurte, prin care să treceți rapid, dar avem și cărți voluminoase, dacă vă doriți să stați mai multă vreme prinși într-o anumită poveste. Dar să-i dăm bătaie! Prima carte despre care am ales să vorbim, pentru că asta mi-a picat la mână, este una potrivită pentru genul de discuție de astăzi, pentru că e vorba despre un psihoterapeut. Un psihoterapeut care, prin prezentarea unor cazuri cu care s-a confruntat, se tratează și pe sine, într-un fel sau altul. E vorba despre, poate ar fi bine să discuți cu cineva, de Lori Gottlieb. O carte pe care cred că eu am citit-o vara trecută și mi-a plăcut foarte mult. Nu este genul de carte cu tot soiul de sfaturi de dezvoltare personală și așa mai departe, ci se axează tocmai pe asta, pe a învăța din greșelile altora. Și mi-a plăcut foarte mult cum se schimbă odată cu pacienții ei și psihoterapeutul din carte, cel care este naratorul și, desigur, joacă rolul principal al cărții. Din ce mi-amintesc, poveștile de aici se bazează pe cazuri reale pe care acest psihoterapeut le-a tratat, dar, desigur, au fost schimbate acolo numele și câteva date, astfel încât să nu ne dăm seama despre cine e vorba și să căutăm persoanele respective. Știți voi povestea cu protecția datelor. Dar vă recomand cu mare drag, deși pare destul de voluminoasă, cred că are vreo 600 de pagini, nu vă faceți griji, veți trece rapid prin carte, plus că are și acest scris destul de mare, aș spune eu, nu vă va da bătăi de cap, sunt capitole scurte și sunt tot soiul de povești cu persoane diferite, cu personalități diferite, care vă vor ține acolo în priză și veți trăi alături de ele. Așadar, nimic care să vă stârnească vreo emoție peste care să nu puteți trece sau care să vă accentueze starea pe care poate o aveți acum din cauza conflictelor despre care vorbeam la început. Vă recomand cu drag, o lectură ușoară, merge repede, nu trebuie să vă faceți griji și e ceva aparte, e o ficțiune îmbinată cu realitate. Continuăm cu o carte care, deși are și ceva suspans acolo și un pic de adrenalină și poate o ușoară tentă de thriller, nu vă faceți griji, nu va fi nimic deosebit, nu se axează pe crime sau lucruri de genul acesta, ci e vorba de o distopie în același timp, sau în primul rând e vorba de o distopie, pentru că ne transpune într-o altă lume, într-un depozit. Chiar așa se numește cartea, Depozitul. V-am vorbit eu despre ea la finalul anului trecut. Este un thriller, dacă vreți, foarte ușurel.
suficient cât să te scoată din această lume și să te ducă într-o cu totul altă lume. Veți vedea cum lucrează câțiva angajați. Eu i-am asociat cu angajații de la Amazon. E vorba de câțiva angajați, câțiva pe care noi avem în centrul atenției pentru că la compania respectivă lucrează foarte mulți. Ei efectiv dorm la locul de muncă, acolo mănâncă, nu prea au posibilitatea de a părăsi compania, ci pur și simplu acolo trăiesc zi de zi. Deci, v-ați dat deja seama că ne transpune autorul Rob Hart cu totul în această lume și așa mai uităm de necazurile dintre noastră. Continuăm cu o carte foarte mică, dar de această dată ne bazăm pe istorie și e vorba de istoria Catedralei Notre-Dame. V-am mai prezentat eu cartea lui Ken Follett, o carte foarte subțirică, dar foarte interesantă, cu scris foarte mare. Dacă sunteți pasionați de istorie și de catedrale, biserici și așa mai departe, vă va părea foarte interesantă această carte, mai ales că avem și tot soiul de imagini și pur și simplu despre asta e vorba în carte, despre istoria catedralei de la ridicarea ei până în anul 2019, dacă mi-amintesc bine, când a luat foc catedrala din Paris. Așadar, din nou, o altă lume, o altă poveste, istorie, imagini, tot ce trebuie ca să intrăm într-o altă lume și să fim efectiv duși acolo, pentru că eu așa am simțit cartea aceasta, chiar dacă eu nu sunt pasionată de istorie, faptul că mi-au fost oferite și tot soiul de imagini pe parcursul lecturii m-a ajutat tare mult să fiu și eu acolo. Și dacă tot am vorbit despre Ken Follett, un autor pe care eu l-am descoperit abia anul trecut, deși am ceva cărți de la el în bibliotecă de ceva vreme, am zis să continuăm cu prologul seriei Kingsbridge și am aici, și a fost seară și a fost dimineață, o carte voluminoasă de această dată a lui Ken Follett. Dacă doriți să vă teleportați într-o lume dinainte de anul 1000, când din nou e vorba de o catedrală, dar nu de Catedrala Notre-Dame, bineînțeles, e vorba de o lume ficțională, foarte interesantă și foarte frumos construită, cu tot felul de intrigi. V-am vorbit eu și despre această carte, veți găsi clip aici pe canal. O carte care efectiv te duce într-o lume cu care n-ai mai avut ocazia să faci cunoștință, pentru că v-am spus, acțiunea se petrece înainte de anul 1000. Tot felul de intrigi care ar părea actuale, pentru că avem de-a face cu un soi de telenovela, așa, sunt și relații de dragoste și relații între frați, mai tensionate sau mai puțin tensionate, avem și ceva scandaluri cu biserica acolo, pur și simplu veți face cunoștință cu o societate care, deși ar fi trăit, să spun așa, ar fi existat în urmă cu mulți, mulți ani, e totuși actuală într-un fel sau altul. Așadar, vă recomand cu mare drag seria Kingsbridge, pentru că eu am și celelalte trei volume, dar încă nu am ajuns la ele, dar vă garantez că scrisul lui Ken Follett vă va prinde și nu trebuie să vă sperie dimensiunea cărții. Veți trece foarte, foarte rapid prin ele, mai ales că celelalte volume sunt ceva mai mici ca dimensiune, dar ca număr de pagini, dacă mă amintesc bine, au undeva pe la 1000 de pagini fiecare dintre celelalte trei. Eu îmi propun ca vara aceasta sau până în vara aceasta să citesc măcar încă un volum din această serie, ar fi de altfel volumul cu numărul 1, care se numește Stâlpii Pământului. Așadar, vă recomand cu drag seria Kingsbridge a lui Ken Follett. Continuăm cu un horror, dacă vă vine să credeți, da, am zis să abordăm și acest gen, chiar dacă vorbim despre clipuri care să ne relaxeze, să ne destindă, să ne desprindă cumva. Am zis că și acest horror este potrivit pentru clipul de astăzi, pentru că te duce efectiv într-o altă lume care te ține acolo pentru că vrei să descoperi care e de fapt adevărul. Recunosc că pe mine m-a dezamăgit cartea aceasta la final, dar am văzut că au fost și cititori care au apreciat turnura aceea pe care Jasper Dewitt a ales-o la final. Și e vorba despre pacientul, ca să vă spun pe foarte scurt despre ce e vorba, un băiețel de 6 ani ajunge să fie internat într-un spital de psihiatrie. Nimeni nu reușește să descopere cu ce boală se confruntă, nu reușește nimeni să-i găsească un tratament, până la un moment dat când un medic se încumetă să
încerce măcar. Ce se va întâmpla o să descoperiți în carte, cert e că sunt tot felul de situații interesante și deosebite care se întâmplă acolo în spital, în special în jurul acestui pacient. Veți vedea ce îi determină acest băiețel pe ceilalți pacienți să facă. Vă recomand cu drag, nu are legătură cu războaie, cu victime ale războiului, așadar eu zic că se potrivește, mai ales că dacă sunteți pasionați de horror și nu știți ce să citiți în această perioadă încât să nu vă accentuați starea de angoasă, poate aș putea să-i spun, asta cred că ar fi o carte potrivită pentru voi. Continuăm cu un thriller, un thriller amuzant, aș spune, un thriller care mie nu mi-a plăcut, vă spun din start, dar asta nu înseamnă că nu vă va plăcea vouă. E vorba despre Sora mea ucigașa în serie, însă dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că am dedicat un clip acestei cărți și am spus eu acolo că nu-mi place să fiu mințită. Da, din titlul acestei cărți mă așteptam la cu totul altceva și deși avem de-a face cu o ucigașă în serie, așa cum scrie și în titlul cărții, nu e genul acela de carte cu mult sânge, cu multă tensiune, ci autoarea alege să ducă povestea spre o altă tentă și se axează mai mult pe povestea acestor două surori, care veți vedea cât de bine se înțeleg și până la ce punct se înțeleg ele. Așadar, dacă vreți o carte thriller, dar mai degrabă amuzantă, vă recomand cu mare drag și îmi permit încă o recomandare dacă suntem la acest capitol, cartea Cine a ucis-o pe Nora Jones, am să vă las o imagine pentru că eu împrumutasem cartea de la bibliotecă atunci când am citit-o, Cine a ucis-o pe Nora Jones de Eugen Ovidiu Chirovici, din nou o carte în stilul Agatei Christie dacă vreți, dar presărată cu tot felul de replici amuzante și acolo sunt niște personaje care te fac să râzi și astfel să mai uiți de necazuri, chiar dacă e vorba despre o moarte acolo, se ajunge foarte interesant la final și nu va fi niciun soi de tensiune, vă garantez. Schimbăm stilul și mergem la o poveste de dragoste, o poveste de dragoste la vârsta a treia, una dintre primele cărți pe care eu v-am prezentat-o pe canal, așadar undeva prin anul 2020. E vorba de Suflete în noapte, unde vedem o frumoasă, frumoasă relație între un bărbat și o femeie la vârsta a treia, care transformă o prietenie în ceva mult mai frumos și se dezvoltă acolo ceva foarte interesant între cele două personaje. Este și un film, dacă vreți să-l vizionați. Eu am văzut și filmul și pot să spun că în mare, mare măsură respectă povestea din carte, așadar, de ce nu? Dacă vă doriți, puteți citi cartea. Este o poveste scurtă de doar 130 de pagini. Este un scris așa. Deci, veți trece rapid și prin Suflete în noapte, dacă vă doriți ceva în zona de romance, de relații, de socializare, dacă vreți, cu doi bătrânei care rămân singuri din diverse motive și ajung să se împrietenească. Puteți viziona și filmul, cum v-am spus, mie mi-a plăcut și povestea ecranizată. Acum, o carte care se bazează tot pe relații, dar și pe călătoria în timp, dacă vreți, dar nu acea călătorie în timp, ci călătoria în timp prin faptul că autoarea alege să sară dintr-un an în altul, o variantă ofertantă pentru că avem de-a face cu un personaj care trăiește de 300 de ani, dacă mi-amintesc bine, și ăsta este blestemul ei să nu moară, dar în același timp este un personaj care este imediat uitat de celelalte personaje din cauza aceluiași blestem. N-am să mai intru prea mult în detalii, aveți un clip și despre această carte pe canal, e vorba de Viața invizibilă al lui Eddy LaRue de V.E. Schwab, o carte pe care mi-a făcut mare plăcere să o descoper, așadar o carte cu tineri, dacă mă amintesc bine, except în personajul nostru care are 300 de ani, dar nu îmbătrânește, deci pot spune că avem de-a face cu tineri. Viața acesteia, așa cum v-am zis, nu este tocmai ușoară pentru că este uitată de celelalte personaje imediat după ce iese din aria lor vizuală, până într-o zi în care se întâlnește cu un tânăr și culmea, acesta o ține minte. De ce se întâmplă asta? Ce e cu tânărul acela? Cine e de fapt și ce se va întâmpla între cei doi? Veți descoperi în Viața invizibilă a lui Eddy LaRue, pe care vă recomand cu drag. Pentru mine a fost o surpriză plăcută.
Continuăm cu o carte pe care n-aș ști în ce gen să o încadrez, dar o carte care mi-a plăcut. Îmi plac aceste cărți care urmăresc cumva viața unui anumit personaj, mai ales dacă avem de-a face cu un personaj care parcă nu se lasă atins de necazurile din jurul său, știe că are oarecum un conflict interior, însă face tot posibilul să trăiască viața din plin. Avem de-a face cu o tânără pe nume Eleanor Oliphant, care se simte excelent. O carte mică de la cei de la Rao, care mie mi-a plăcut tare mult, mi-a plăcut să descoperă această tânără care la rândul său descoperă lumea și spun asta pentru că este o tânără care la vârsta de 30 un pic de ani, dacă mi-amintesc bine, începe să meargă la salon, începe să iasă în oraș, la concerte și așa mai departe. Veți vedea de ce abia la vârsta aceasta și în același timp mi-a plăcut relația ei cu unul dintre colegii de muncă. Nu este vorba de o relație amoroasă, ci de o relație de prietenie. Practic e vorba de două personaje care au, n-aș vrea să spun probleme psihice, dar să zicem probleme în ceea ce privește integrarea în societate și cumva se potrivesc cele două personaje la fix. O să descoperiți ce frumoasă e relația dintre ele și în același timp cum se dezvoltă Eleanor Oliphant în această carte, tânăra Eleanor Oliphant. Mie mi-a plăcut tare mult povestea, m-a relaxat așa cumva lectura, n-a fost neapărat o lectură deosebită, dar a fost exact ceea ce a trebuit ca să mă relaxez și să mă destind un pic. Continuăm cu o poveste care vorbește tot despre societate, despre obiceiuri atât de actuale, deși în carte avem de-a face cu animale. Este o carte pe care eu am citit-o cu ceva ani în urmă, dar mi-a rămas în minte și am tot zis că o voi reciti, pentru că este destul de scurtă, adică are vreo 180 de pagini. E vorba de Ferma animalelor a lui George Orwell. Tocmai am citit, sau recent am citit în luna februarie, 1984 a lui George Orwell. Aceea este o carte un pic mai grea, mai greu de tolerat în aceste vremuri, de asta nici nu v-am recomandat-o, dar avem aici o distopie care merge la fix, pentru că e și amuzant în același timp, dar cumva și regăsești obiceiurile din ziua de astăzi în ceea ce înseamnă această fermă a animalelor, unde cineva conduce, altcineva trebuie să se supună și așa mai departe. Mi-a plăcut tare mult și vă recomand, mai ales că este foarte scurtă și sigur lectura va merge rapid. Este în colecția top 10 de la top 10 plus de la Polirom, dar este scrisul mare. Deci, dacă vreți o cărticică interesantă cu animalele și cum se organizează ele acolo la fermă în lipsa oamenilor, vă recomand cu mare, mare drag. Avem din nou o carte voluminoasă pentru că are vreo 800 de pagini, dacă vă doriți să călătoriți într-o cu totul altă lume, unde avem de-a face cu un thriller oarecum, dar în același timp avem de-a face cu copii și cumva se îmbină cele două astfel încât să îți dea senzația că te transpui într-o altă lume. De asta am și ales-o. E o carte voluminoasă, o carte care te ține acolo, ești curios să vezi ce se întâmplă la finalul ei. Și e vorba despre prieten imaginar. Mie mi-a plăcut, deși acest autor este comparat cu Stephen King și sunt câteva elemente acolo care, să zicem, se aseamănă cu poveștile lui Stephen King. Recunosc că mie mi-a plăcut mai mult această carte decât tot ce am citit de la King până acum, dar nu vă faceți griji, nu este o carte horror la acel nivel încât să te sperie extrem de tare. V-am spus, avem de face și cu copii, cu o căsuță în pădure care te transpune într-o altă lume. Foarte, foarte interesantă cartea. Din nou, dacă vreți detalii pe larg despre această poveste, avem un clip dedicat poveștii de față aici pe canal. Vă invit să-l vizionați și să descoperiți pe larg lumea creată de Stefan Chbosky, un autor care mie mi-a plăcut tare, tare mult. Ne-au mai rămas doar două cărți. Una dintre ele, adică ambele sunt destul de scurtuțe, așa că dacă vă doriți ceva lecturi prin care să treceți rapid, ambele vă sunt potrivite. Mergem mai departe cu o carte pe care eu v-am tot recomandat-o, pentru că pentru mine a fost o surpriză plăcută vara trecută, să descoper Nici o picătură de băut, din nou o distopie, o lume în care oamenii au rămas fără rezerve de apă. Cum îți protejezi rezerva ta de apă în condițiile în care știi că ești mereu o posibilă victimă și că
alți ochi te pândesc din umbră, încât să-ți fure aceste rezerve. Avem de face cu o adolescentă care rămâne la un moment dat singură în acest adăpost improvizat și cum reușește ea să își protejeze rezerva de apă. Această carte are și o continuare, dar nu am văzut-o să fi apărut la noi deocamdată, cert e că garantat o voi citi și pe aceea. Așadar, vă recomand Nici o picătură de băut. Cred că am vorbit despre ea într-un wrap-up, cred că wrap-up-ul lunii august, dacă nu mă înșel, dacă mi-amintesc bine, în august citisem această carte, dar o mai am recomandată pentru voi în clipul cu cărți de nota 10 pentru atmosferă. Vă recomand și acel clip, din nou, un clip potrivit dacă vă doriți să citiți cărți care să vă transpună așa cumva într-o atmosferă cu totul aparte. Dar până atunci, Nici o picătură de băut, o carte scurtă de vreo 260 de pagini, lectura merge ușor, nu trebuie să vă faceți griji și vă va ține acolo în priză într-o cu totul altă lume. Și dacă tot vorbim despre o altă lume, n-aveam cum să nu vă recomand una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit eu vreodată, o carte care m-a surprins pentru că nu mă așteptam să mă duc acolo. O carte în care toată lumea este cuprinsă într-un labirint. Și cred că v-am spus deja suficiente detalii încât să vă dați seama despre ce carte e vorba, Piranesi a lui Susanna Clarke. O carte care mi-a plăcut mult, mult de tot, 5 stele din 5 fără dubiu, nici nu mă așteptam, nici nu știam ce mai urmează. Îl avem ca personaj principal pe acest Piranesi, care pur și simplu trăiește într-un labirint cu niște sculpturi imense, imense, cu tot soiul de încăperi deosebite și aparent trăiește singur acolo, din când în când încăperile sunt inundate, el a învățat să-și construiască cumva viața în acele încăperi, foarte, foarte interesantă povestea, iar finalul incredibil, n-o să vă așteptați. Cert e că această carte poate e cea mai bună în a vă transpune într-o cu totul altă lume la care nu v-ați fi gândit niciodată. N-avem de-a face cu războaie, cu bătălii, cu victime de niciun soi, așadar vă recomand cu mare drag Piranesi dacă doriți să intrați într-o lume de neimaginat până la momentul lecturării acestei cărți. Cam asta am avut eu să vă ofer astăzi, să vă sfătuiesc să citiți dacă doriți să vă desprindeți un pic de lumea asta agitată a noastră și să intrați într-o cu totul alta. Spuneți-mi voi ce cărți mai recomandați persoanelor care poate nu se simt tocmai confortabil în aceste vremuri, astfel încât să ne ajutăm reciproc. De ce nu? Să citim și lecturi interesante, dar în același timp să ne și destindem, să ne relaxăm un pic și să mai uităm de necazuri. Eu vă salut cu mare drag, ne vom revedea sâmbăta viitoare cu un nou clip, cel mai probabil cu cărțile pe care am reușit să le citesc eu în luna martie. Nu uitați că în luna martie am avut și o primă provocare pe canal, e vorba de O viață măruntă, așadar acea carte va fi doar una dintre lecturile despre care vom povesti săptămâna viitoare. Știți că v-am rămas datoare să vă spun cum mi s-a părut după ce am și terminat acea carte, pentru că la provocare nu apucasem să o termin. Cam atât pentru astăzi, ne revedem sâmbătă, aveți grijă de voi!